Plecările din sistemul judecătoresc continuă. Consiliul Superior al Magistraturii s-a întrunit astăzi în ședință și a aprobat cererile de demisie depuse de mai mulți magistrați, printre care și șefii interimari de la CSM și CSJ. Președintele interimar al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova a declarat pentru Orizont TV că plecările au fost dorite de actuala guvernare și cei responsabili de reforma sistemului judecătoresc. Același lucru ni l-a spus și președintele Asociației Judecătorilor, Vocea Justiției, Victoria Sanduța, care precizează că judecătorii reacționează atunci când politicul vrea să controleze sistemul. Cei 8 judecători care părăsesc sistemul sunt președintele interimar al CSM, Dorel Musteață, actualul președinte interimar al CSJ, Vladimir Timofti, și judecătorii CSJ, Nicolae Craiu și Dumitru Mardari. Totodată au depus cerere de demisie 4 judecători de la instanțele de fond. Este vorba de judecătoarea Nina Harabagiu de la judecătoria Chișinău, sediul centru, Afanasie Cordov de la judecătoria Comrat, Svetlana Uzun de la judecătoria Cahul și Dan Dubovețchi de la judecătoria Căușeni. Potrivit președintelui interimar al Asociației Judecătorilor, magistrații nu mai vor să participe la show-ul din justiție. În sens cu tot rău ce se întâmplă în țara asta este de vină sistemul judecătoresc în contextul în care legea vetting-ului, Curții Supreme sau cum o denumită actuală guvernare, deci legea privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, prevede vetting-ul Curții Supreme de Justiție. Parcursul, deci în primul rând, au fost mimate discuțiile acestui proiect de lege, practic a venit peste noapte și el deja este transmis la Comisia de la Veneția. Toate propunerile care au avut loc din partea judecătorilor Curții Supreme de Justiție, nicio propunere nu a fost luată în calcul, deci doar au bifat. Ei au mimat participarea judecătorilor la această reformă, chemând la discuții publice doar unii judecători loiali. Reforma justiției nu trebuie să aibă culoare politică, trebuie să fie un consens larg, trebuie să nu fie o participare mimată, dar o participare efectivă, să fim auzit și noi judecătorii. Potrivit lui Chirtoacă, nu toți judecătorii din sistem sunt corupți, așa cum îi numește actuala guvernare. În cadrul sistemului judecătoresc, având 30-40 de judecători probleme, pentru că eu întotdeauna am spus că sunt 30-40 de oameni care au probleme, puterea executivă a ales să lupte nu cu cei 30-40 din ca judecători, dar au ales să lupte cu puterea, cu întreaga putere judecătorească. Puterea judecătorească este sugrumată de putere legislativă și putere executivă. În context, Ion Chirtoacă susține că vineri, membrii Asociației Judecătorilor urmează să discute cu membrii Comisiei de la Veneția vis-a-vis de evaluarea externă a judecătorilor. Membrii Comisiei de la Veneția au solicitat, dumneavoastră vă dați seama. Președintele Asociației Judecătorilor, Vocea Justiției, Victoria Sanduța, a declarat pentru Orizont TV că doar politicul este de vină de ceea ce se întâmplă în justiție. Prin adoptarea unor legi care vizează un sistem judecătoresc pe care politicul nu vrea să-l înțeleagă, nu-l înțelege și nu-l respectă. Articolul 6 din Constituția Republicii Moldova spune în felul următor. Cele trei puteri în stat, legislativă, executivă și judecătorească, sunt separate, independente, dar colaborează între ele pentru ca cetățenii să primească cele mai bune servicii publice. Respectiv, atunci când se promovează insistent un discurs de ură din partea politicienilor zilnic, pe toate canalele de presă pro-guvernamentale, precum că judecătorii sunt corupți, sunt răi, sunt incompetenți și din cauza lor este tot rău care se întâmplă. Victoria Sanduța s-a referit și la avertizările președintelui Maia Sandu în adresa judecătorilor. Atunci când președintele statului la post TV național, la emisiuni televizate, spune sus și tare că avertizez judecătorii să aibă în vedere ce hotărâri vor lua, pentru că dacă nu vor lua hotărârile care trebuie, atunci nu vor trece vetting-ul. Și atunci când se vorbește în așa mod, se dă de înțeles că această procedură nu este de fapt o reformă, dar este un filtru politic. Noi vedem că însăși membrii Comisiei Preveting, acum din informațiile apărute în spațiu public, trezesc semne de întrebare, pe alocuri mari semne de întrebare cu privire la propria lor integritate financiară și etică. Respectiv, considerăm că aceste legi nechipzuite, care au fost de fapt niște slogane electorale a partidului de guvernământ,
cabinet tinde să le implementeze fără a se gândi la consecințe, au dus la situația la care suntem astăzi, pentru că judecătorii ei trebuie să reacționeze atunci când politicul pur și simplu deschis vrea să controleze acest sistem. Sistemul întotdeauna s-a opus capturării și controlului politic. Am solicitat un comentariu de la reprezentanții puterii, dar Adriana Vlas, purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, ne-a spus că nu comentează cele spuse de magistrați și serviciul de presă al președinției ne-a spus că nu comentează afirmațiile. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, acum două zile, noul ministru Veronica Mihailov-Moraru a discutat cu judecătorii despre reforma CSJ, dar și situația creată în contextul recentului val de plecări din sistem. Ministrul a subliniat că înțelege că pot fi unele îngrijorări ale judecătorilor față de mecanismul de evaluare, dar reforma justiției pe segmentul verificării integrității judecătorilor trebuie să continue și este o necesitate. În contextul demisiilor și circumstanțelor în care au avut loc, doar se alimentează percepția publică privind semnalele de rezistență ale sistemului judecătoresc față de noile legi. De aceea, indiferent de motivele cererilor depuse, urmează să ține cont în primul rând de interesul public și anume de a asigura funcționalitatea curții și continuitatea examinării dosarelor aflate pe rol, cel puțin până la începerea nemijlocită a evaluării, se menționează în nota emisă, unde se mai precizează că sistemul de justiție al Republicii Moldova se află într-o etapă extrem de importantă în parcursul său european, iar reforma pornită pe segmentul verificării integrității actorilor din justiție are ca obiectiv creșterea calității actului de justiție. Potrivit președintelui interimar al Asociației Judecătorilor, în ultimele două săptămâni, în jur de 30 de magistrați și-au dat demisia. Plecările din sistem au loc după ce fostul ministru al justiției, Sergiu Litvinenko, a prezentat proiectul privind evaluarea judecătorilor de la CSJ. Acesta presupune că toți judecătorii vor fi supuși evaluării extraordinare. O comisie specială le va verifica averile și cheltuielile, veniturile persoanelor apropiate, așa cum acestea sunt definite în legea privind declararea averii și a intereselor personale. Cei care nu vor să treacă prin evaluare au la dispoziție 20 de zile pentru a-și da demisia, fără urmări, dar nu vor avea dreptul să se întoarcă în sistem timp de 7 ani.